O investigație jurnalistică arată că Ucraina a început deja lucrările de lărgire a Albiei Râului Nistru de pe teritoriul Ucrainei. Vrem să ne spuneți dacă cunoașteți despre aceste lucrări, veți interveni, pentru că ecologii trag un semnal de alarmă și spun că este pusă în pericol securitatea statului. Vreau să știți că am discutat foarte serios acest subiect și cu partea ucraineană, dar și la Bruxelles, și acest subiect a ajuns în discuțiile de la Bruxelles, deci a fost o discuție inclusiv cu conducerea Uniunii Europene pe subiectul Nistrului și a lucrurilor care se întâmplă în jurul acestui obiect hidrocentralei. Pe domeniul sau pe subiectul cantității de apă nu există acum un pericol, așa cum a arătat și evaluarea făcută de către experții angajați de PNUD. Există o problemă cu biodiversitatea în nemijlocita apropiere a acestei centrale și aici noi vrem să intervenim cu standarde ale Uniunii Europene, standarde ecologice, așa încât să nu existe această problemă. Dar discuțiile se întâmplă și, cel mai important, se întâmplă cu participarea Uniunii Europene. Ceea ce e mult mai bine, pentru că Uniunea Europeană este, are cele mai serioase standarde de mediu și, respectiv, participarea Uniunii Europene ne ajută foarte mult în acest dialog cu Ucraina. E un subiect pe agenda, nicio discuție nu se trece fără ca să discutăm acest subiect și, repet, avem și sprijinul Uniunii Europene acum în acest dialog. Deci urmează să interveniți în... Deja intervenim și deja discutăm de fiecare dată și avem și pentru ca să putem să ajungem la o înțelegere finală pe acest subiect. Spuneați că sunt discuții pe acest subiect, inclusiv cu implicarea Uniunii Europene. Pe de altă parte, săptămâna trecută, doamna ministru Iuliana Cantaragiu ne spunea că, deși există o echipă de negociatori, încă nu a avut loc nicio ședință de negociere pe acel plan al Ucrainei privind lucrările de acolo. Vrem să ne spuneți clar dacă cunoașteți, se fac sau nu lucrări acolo și dacă Republica Moldova lucrează la un plan de rezervă în cazul în care acolo chiar se fac lucrări și în cazul în care râul Nistru chiar este în pericol. Eu am spus acest lucru și repet, subiectul a fost discutat la Bruxelles acum câteva săptămâni, la cel mai înalt nivel, la nivelul conducerii instituțiilor europene și cu prezența părții ucrainene. Deci acolo Uniunea Europeană a spus că va participa la această discuție între Republica Moldova și Ucraina în scopul identificării unei soluții și în vederea protejării mediului. Și eu cred că asta este un lucru foarte important, repet, pentru că Uniunea Europeană are cele mai înalte standarde de mediu și pentru că e mai ușor să lucrezi, să cauți soluție pe acest subiect când ai Uniunea Europeană de partea ta. Între timp, există și o comisie la nivel bilateral care urma să se întâlnească și aici poate să vă ofere mai multe detalii doamna ministru. Nu am discutat cu ea exact ce s-a întâmplat în curând, adică de curând pe acest subiect și când va avea loc această comisie. Și tot doamna ministru poate să vă spună mai multe ce e cu aceste lucrări. Eu aceste detalii nu le am. Repet, mă bucur că Uniunea Europeană va fi parte a acestui dialog, pentru că asta ne va ajuta pe noi în identificarea unei soluții. Pe de altă parte, săptămâna trecută, portalul anticorupție.md, făcând referire la niște surse diplomatice de la Kiev, spunea că autoritățile ucrainene au asigurat cumva autoritățile de la Chișinău că le vor sprijini în soluționarea problemei transnistrene dacă Chișinăul va închide ochii la lucrările care este au loc absolut la acel fals. Complex. La nicio discuție pe care am avut-o eu cu președintele Zelenski sau la discuții pe care le-a avut doamna prim-ministru cu prim-ministrul Ucrainei, nu s-a pus problema astfel. Deci nici nu s-a pus problema astfel și evident dacă s-ar fi pus, nu legăm lucrurile, nu are nimic una cu alta.